o mică afacere în agricultură, cultiv mure pe suprafață de un hectar. Avem o plantație de prunș și cireș. Suntem a patra generație de apicultori și pentru familia noastră aceasta este o tradiție. Eu, de fapt, sunt biolog de specialitate, toată viața pasionată de plante. Dacă sincer să vă spun, prunul l-am plantat foarte repede, practic așa, fără cunoștință. La un moment dat am văzut o oportunitate că din pasiunea mea și specialitatea de bază se mai poate de avut un profit, adică o valoare adăugată, și am făcut pasul decisiv. Eu socot că se merită riscul și deja în viitor ar să fie rezultate. Datorită suportului oferit de poporul american, tradiția noastră de familie vrem să o dezvoltăm într-o afacere. Eu am venit cu un produs relativ nou pe piața noastră, am încercat, am văzut că este posibil. Dacă ești insistent și îți place ceea ce faci, puteți găsi și un suport financiar la noi în țară. Aș îndemna toți tinerii care au posibilitate să încerce, să se informeze, să nu le fie frică, să facă primul pas, deoarece este posibil în Republica Moldova de făcut agricultură, este posibil de avut un venit. Să meargă înainte, fiindcă totul se poate realiza. Prin munca noastră oferim exemplu copilului nostru. De ce îndemnăm toți tinerii să dezvolte afaceri în agricultură aici la noi acasă.